Orice mama de băiat și-ar dori o fată tineră, cruda, care n-a cunoscut până acum lumea înrăită. Răutățile feminine nu i-au afectat educația, nu i-au afectat spiritul, iar acum ce a fost descoperită de public, adulată, apreciată, iubita și adorată, sperăm că partenerul ei în film sau în viața privată să-i fie alături, să o protejeze, să o încurajeze, să o ridice cu puterea lui și experiența lui matura, cu dragostea lui, pe care Silau merită din plin, din ghearele otrăvite a celor care o urăsc fără motiv, fără că ea să le fi făcut vreun rău vreodată. Noi vă iubim din tot sufletul și încercăm cu toată puterea noastră să vă fim alături. Speram să fie adevărat și să nu o facă pe Sla să sufere, pentru Sla ar fi mai bine să si continue cariera. E un copil talentat și urez me, mult succes, sper că știe ce face. Nu ai cum să nu o iubesti pe Sila, mă bucur ca familia o accepta fiindcă cred că ei se iubesc foarte mult. Indiferent dacă rămân împreună sau nu în viața reală, ei decid asta, vor fi adoratii mei, îi voi iubi și pretui totdeauna. Sunt special și își joacă rolul impecabil, respect și tot binele din lume vă doresc. Sila nu se căsătorește cu vorbe, Halil trebuie să o ceară în căsătorie pe Sila, dar nimic. Felicitări copii dragi și frumoși, să vă iubiți și să vă prețuiți unul pe altul, păstrativa talentul în afara iubirii voastre. Ne bucuram pentru Sila și Halil, destinul a vrut să se întâlnească în acest serial, sunt cel mai frumos și compatibil cuplu. Eu le doresc succes în continuare și să rămână împreună pentru toată viața. Acești doi actori e buni, ne-am bucurat și în viața sa se ajute unul pe celălalt, tininixuse de mina tot aviat. Acești doi actori minunați, Sila și Halil, transmit atâta emoție, dar și foarte multă bucurie, încât nu m-aș satura niciodată să urmăresc filme cu ei. Joacă rolurile extraordinar de bine, încât am spus și o să spun mereu că sunt cei mai buni actori turci.